Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, emisiunea Arte. Povestim despre întâmplări și pățanii din Lugojul de odinioară. Am început să vorbim despre tăierea porcului. Tăierea porcului era un eveniment deosebit pe vremuri. Se lega de sărbători și de spiritul sărbătorilor. Nu era o tăiere așa elegantă ca în ziua de astăzi, când Uniunea Europeană cere să fii mai gentil cu porcul, să-l asomezi mai duios, ca să spun așa. Procedele erau mai dure, erau procedele moștenite din moși, să spunem așa, strămoși. Copiii își amintesc de bășica porcului, care devenea un fel de minge de fotbal naturală. Și aici apelăm la amintirile lui Vasile Belințan, care este președintele Corporației Meseriașilor din Lugoj, dar și la amintirile unui meseriaș care este printre veteranii albinari ai Lugojului, domnul Petru Ianculescu. Iată ce ne povesteau ei. Vezica sau membrana numită și bășica porcului era marea noastră bucurie. Se punea la uscat și când era gata, puneam un ucenic mai cu plămâni să o umfle, o legam cu șpogotul pregătit pentru măieși și sângerete și aveam minge. Iar dacă aveam noroc să dăm doi deodată în ea, se spărgea cu un pocnet puternic și gata distracția. Vorbeam despre sculele astea pe care le aveau măcelarii pe vremuri. Trebuie să spunem că în acea geantă de ghije mai exista o altă sculă nelipsită. Șprițul făcut din tablă zincată la început, era tabla aia de iril, dacă vă mai amintiți. Șprițul ăsta avea două țevi, una mai groasă pentru caltaboș și una mai subțire pentru cârnați. Șprițul nu era pentru oricine, trebuia oameni soliți care să împingă din burtă, echipați cu tradiționalul short. La sângerete mergea mai ușor, își amintesc meseriașii noștri, dar la cârnați trebuia depus efort, nu glumă. Interesant că porcul, totuși, fiind sacrificat, avea parte de un oarecare respect. Calfa, mâna dreaptă a maestorului, avea grijă de anestezicul pus cu grijă în traistă la plecarea în expediție de către măistoriță, stăpâna casei. Să știți că măistorițele erau foarte importante. Ele nu erau neapărat soțiile maestorilor. N-aveau numai rol de soție. Ele uneori nu știau niciunul din meșteșuguri, dar erau cele care țineau casa, adică cele care aveau grijă de economii și erau femei chipzuite, erau femei cu cap, erau femei care nu aruncau cu banii. Ba, din contră, îi mustrau pe bărbați, dacă mai cheltuiau la o băutură sau la câte ocazie de asta așa mai camaraderească. De câte ori avea nevoie, maestorul era servit de către asistent ca un chirurg la operație. Era frig, era iarnă, porcul agățat pe cuier la locul lui, iar calfa era responsabilă cu întrebările: maestore, mai merge un ștamplu? Dar și bietul porc sacrificat, așa cum v-am spus, avea parte de un pahar de răchie care îi se vărsa pe bot ca să fie primit. Asta erau obiceiurile. La târg, porcii erau aduși cu căruțele de țăranii din Jabăr, Coștei, ori alte sate din jur. Maestorul și clientul alegeau animalul care era adus acasă de către țăran și care își primea restul de bani atunci când era sfințit și porcul. Da? În general, în Lugojul german nu se țineau obiceiurile astea. Deci astea sunt mai mult în partea Lugojului român. Însă și în Lugojul german mergea o țuică fiartă cu piper, era servită la casa proprietarului. Desigur, erau și diferențe de gust. Nemții preferau așa numiții extravurșt, cârnați mai mari, mai cu saft. Petru Ianculescu își amintește că unul din măcelarii germani vindea niște cârnați subțiri, care nu se vindeau la kilogram, ci la metru, iar părinții spuneau copiilor: aveți grijă cât mâncați, că ăștia sunt la metăr, nu la chilă. În ambele părți ale orașului, gazdele aveau grijă să pună șăgârțelor în dăseagă nelipsita pomană a porcului. Deci nimeni nu pleca cu mâna goală.
o rudă de cârnați, măieși și sângeretele sau sângerecele, cum se spune aici, de gust. Ce aș mai vrea să vă mai spun, două lucruri interesante, că nici vorbă de control trichineloscopic. În anii din vechime, la Lugoj nu s-au auzit de boli precum trichineloza. Țăranii de la sat n-aveau porci bolnavi și nici n-aveau cum să fie, pentru că erau crescuți ecologic un termen la zi. Li se dădeau ludăi, dovleac, porumb, se făceau lături în cazane, li se mai servea și lucernă verde. Iar la vier li se punea un cercel în nas, o sârmă care împiedica să spargă cocina sau să se bată între ei. Iar atunci când li se bloca stomacul din cauza porumbului mâncat în exces, în meniul porcilor se mai adăuga și ceva cărămidă pisată. Da, pentru digestie, da, se folosea. Un fapt interesant l-a povestit tot domnul Petru Ianculescu, porcii care mâncau multă lucernă, asta e o chestie inedită, zic eu, aveau porțiuni de mușchi în grăsime. Slănina era cu rânduri, da? Cu rânduri de mușchi. Iar jumelele ieșeau mai crocante. Azi ar fi de apreciat, dar în epocă nu prea era prilej de bucurie, căci un soare era pe atunci foarte prețuită. Și se spunea cu dojană, mă, tu ai dat trifoi la porcul ăsta. Azi totul e învelit în plastic, în staniol, iar lumea speră să mănânce ceea ce scrie pe etichetă. Ce vreau să vă mai spun și cu asta închei, sper că a fost o emisiune interesantă, vreau să vă spun că prietenia dintre maestori mergea, atenție, până la rețetă. Categoriile principale de maestru erau cârnățarii, măcelarii și mățarii. Cei din urmă vindeau mațe. Singurul din Lugoj era brașovan senior, care avea un magazin pe strada Bucegi, lângă kindergarten, da? Lângă grădinița germană, era o casă mare cu rolou, cum se spunea pe vremea de fier. Fiecare maestru renumit, însă asta e important, avea rețeta lui de mezeluri și cum secretele stau în detalii, cantitatea de sare sau de mirodenii erau marcă înregistrată. De câtă piparcă, usturoi sau enibahar e nevoie, cum pui piperul măcinat, mai gros sau mai fin, totul era ținut la secret. Petru Ianculescu spune, tatăl meu tăia porci la bârna și s-a dus să-l momească pe un maestor. Adică să-l tragă de limbă la un pahar de răchie. Poate află ceva despre rețeta lui. Iar acesta, rugat să-i mai spună una alta despre rețetă, i-a spus, dragul meu, prietenia între maestori, să știi că merge până la rețetă. Și cu această pildă încheiem emisiunea de astăzi.